Salutare și bine m-am găsit la un nou episod, un episod foarte frumos în care o să luăm o mașină foarte îndrăgită de unii dintre voi, zic eu, sau poate mulți chiar o aveți în realitate. Este vorba despre Dacia Duster și aici în spate veți vedea ceva foarte frumos. Hei, ce faci frumosule! Dacă mai vreți episoade de GTA 5 sau de moduri de genul ăsta, puteți să apăsați pe butonul de like și în comentarii puteți să mai sugerați anumite mașini pe care să le bag în joc, adică să le caut modul respectiv. În cazul care știți sau nu știți, azi am încercat să fac live, însă nu știu ce pe live, pur și simplu îmi scad foarte mult FPS-urile, în schimb dacă filmez văd că totul funcționează foarte bine. Plus că netul meu a mers foarte prost zilele astea și poate și asta e una dintre cauze. Bun, o să punem aici vehicle spawn, baller, o să mai dăm încă o dată. Bun, ăsta este modelul pe care l-am eu. Foarte frumos, este tracțiune spate în joc și mai am și Sandero. O să vă arăt și Sandero în un alt episod. Bun, hai să punem checkpoint la un service. O să mergem undeva mai departe ca să mai treacă timpul. Aici am încercat și pe live să ajung. Nu știu dacă o să reușesc să ajung în video ăsta, probabil, da? Interiorul, pentru că veți fi curioși care treau cu interiorul. Și dacă o să văd că, uite așa, avem și în mile și în kilometri. Iar turazile spun la 7000. Interiorul e cam așa, e reprodus cred cât bine pentru un joc, totuși. Dacă o să văd că se cere, nu știu, un episod special pentru a vă arăta cum se instalează modurile, voi vorbi cu FX, pentru că el îmi bagă modurile. Apropo de asta, nu pot să joc pe online cât timp am modurile respective, pentru că am și God mod în același timp. Uite, de exemplu, este aici un service la stânga, dar vreau să merg mai departe pentru a testa în mai multe condiții mașina respectivă. Și am și God mod la mașină, adică în momentul în care eu mă ating de altcineva din trafic, nu primesc damage, nu primesc daună, în schimb el primește. Iar sus acolo este Vinewood. Păi nu știți, pe live-uri eu de obicei duceam toate mașinile pe care le aveam sau modurile respective, le urcam pe toți munții, pentru că am o dat pe chestia asta să le duc acolo, să le supun la anumite teste, dacă rezistă, dacă urcă, dacă, na, orice înseamnă teste cu privire la o mașină. Bun. Hai că ieșim pe autostradă aici. A, stați puțin să mă dau jos din el, pentru că știți că am și modul de kilometraj și dacă eu, de exemplu, spawnez deja mașina și mă dă direct în mașină, nu o să-mi apară kilometrajul. În schimb, acum va trebui să apară, cred, curând. Uite că a apărut kilometrajul. Nu știu dacă e chiar reală viteza de acolo, habar nu am, dar probabil e destul de bine optimizat modul încât să fie cât mai reală viteza respectivă, cred. Ideea e că, uite, Sandero, exact ce aici am, că am și modul de Sandero. Ideea e că mi se pare că prinde undeva la 170-180 pe modul ăsta, doar că alte mașini sunt gradate până la 300 pe kilometraj, în schimb Duster-ul și Logan-ul și Sandero sunt până la 180 în joc. Probabil și în realitate, oricum se cam opresc pe acolo pe la 180, pentru că nu sunt mașini de viteză, dar ca și idee e ok. Bun, păi hai să mergem așa încet de 150, de fapt de 130 acolo. Sunt obișnuit ca la celelalte care au mai mult pe bord. Să, da, uite așa cum văd că parcă îmi scad puțin FPS-urile și nu prea pot să înțeleg de ce, pentru că jocul mi se mișcă perfect. Sper să fie doar de moment, văd că acum se mișcă tot în regulă. Nu știu la ce pot fi problemele astea, pentru că OBS-ul nu mi-a mai făcut probleme de genul, mai ales că nici măcar n-am umblat la setări. Adică erau fix aceleași setări. Însă la live tind să cred că sunt probleme și din cauza netului, care merge foarte prost, se încarcă foarte prost paginile. Pentru că și aseară am încercat să dăm și noi o semnalizare, să fac live și la fel mergea foarte prost. Băgăm o semnalizare stânga. Mai sunt 4020, mai avem puțin de mers, de fapt puțin mai mult. Da, deci cam așa arată, eu zic că e super, super bine optimizat modul, adică e destul de real. Băgăm și noi depășire pe dreapta. Asta e că apăsam pe altă tastă, băgăm aici iar. Bun. Hai să ne uităm puțin și din față, pentru că e linie dreaptă și nu e o problemă asta. Deci eu zic că e super, super mișto. Na, probabil numărul de matriculare este oarecum personalizat de cei care au făcut modul respectiv, dar nu cred că asta e o problemă. Așa, ne-am băgat frumos pe aici, pe partea asta. Munți, foarte, foarte frumos. Da, acum, de exemplu, văd că am 140 și nu cred că o să mai urce. Vine oarecare oricare, știi, și poate și asta deunează puțin, puțin, să zicem. Mai avem 3 mile. Aproape, imediat se vor face 3 mile rămase și o să ajung la destinație. Am vrut să merg mai departe pentru a vedea așa cam care e treaba cu harta. Modurile nu creează lag, chiar dacă vă, nu știu, poate aveți impresia sau aveți impresia că dacă băgați niște moduri îngreunează jocul, nu. Bineînțeles, depinde și de PC-ul vostru, pentru că dacă, de exemplu, el va merge în aproximativ, să zic, 40 de FPS-uri fără moduri, bine, ideea e că modurile astea nu prea au ce să influențeze. Pentru că singura modificare în adevăratul sens al cuvântului e modul de kilometraj. Altceva nu prea e modificare, pentru că
de exemplu, în locul mașinii Baller am pus Duster, în locul cu mașinii Asterop am pus Logano, deci în locul cu mașinii Blist am pus Sandero. Astea sunt doar modificări grafice și e clar că ori de era mașina aia, ori de era mașina asta, nu cred că influențează în vreun fel. Deci jocul ar trebui să se miște la fel. Nu cred că are asta vreo importanță. Bun. Aici știi că avem vreo 150, teoretic, în bord, nu știu, probabil e în mile sau, nu știu, nu prea se vede exact. Se întrebe, o să-mi caut un mod, pentru că mi-au zis mai mult că există și un mod de point of view, adică să vezi gen ca la Carvlog, să fie foarte, foarte wide și să vezi foarte mult din bord. O să încerc și chestia asta și plus asta am avut de-a lungul timpului anumite clipuri destul de virale cu GTA 5, cu modurile astea și am zis că trebuie să revină. Am zis că ar fi cazul să revină. Uite, am 160 acum, nu știu, la fel, v-am zis, nu știu dacă e viteză reală sau nu, deși pare a fi în blană, iar acum văd că scade. Nu m-a întrebat 10, așa e optimizat. Dar e ok. Imediat o să ajungem la serviciul ăsta mai izolat aici, dar nu mă deranjează că e mai izolat sau nu, pentru că nu face asta diferența. Imediat ajungem aici. Aici, teoretic, ar trebui să ne băgăm pe banda asta, pentru că, de ce nu, oricum trebuie să ieșim la dreapta. Să ieși la magazinul ăsta sau ceva de genul. De-aia că nu pot să fac și foarte, foarte multe murătățiri și trebuie să-mi bag un save game, o salvare, ca să am deja jocul terminat. Sper să nu fie închis, în schimb. Oare? Nu e închis? Bun. Ideea e că trebuie să-mi iau și o salvare ca să am toate chestiile deblocate în momentul în care vreau. Uite cât de frumos arată. Trebuie să am, uite, de exemplu, eu am doar până aici, la armură, la frâne, la fel. Dacă aș avea jocul terminat și o să-mi iau o salvare, asta s-ar putea să dea destul de urât. Nu știu exact. Motor, la fel, poți de un singur upgrade, dacă de aici, uite, îți mai crește puțin accelerația. Evacuarea, vedeți, o pune undeva jos, n-are rost să o pui. Luminile sunt astea care sunt ok, iar layout-ul pui peste tot. Dar, uite, de exemplu, pe de-asta mi se pare că nu ți le arată. De exemplu, dacă selectezi o anumită culoare, nu ți le arată. Uite, roz, roșu. Nu știu dacă o să mi le arate când ești de aici, probabil nu. Probabil e vreun bug vizual sau nu știu. Numărul nu contează, respray. Eu vreau să-i pun chroma, mi se pare că arată super, super mișto. Asta la fel, dacă o să le pui, o să arate destul de nasol. Suspensiu o lași puțin mai jos. Astea văd că sunt toate reblocate și turbo, uite. Crește foarte, foarte mult accelerația. La roți o să-i punem SUV, pentru că totuși este un SUV. Mie îmi plac foarte mult astea spițate. Nu știu, sunt pe placul meu, pur și simplu, și nu mai am altceva ce. Probabil am schimbat și evacuarea, se va auzi în momentul în care va schimba treptele, destul de plăcut. Eu zic că arată destul de ok, la prima vedere. Și faza e că în joc e tracțiune spate. Și având God modul, nu o să... Uite, de mișto să vede asta chroma. Având God mod, nu o să afecteze în vreun fel mașina în momentul în care, nu știu, ar trebui să explodeze roțile sau nu știu. Și da, aici am intrat și noi pe tarlaua oamenilor, puțin nu e nicio problemă. Bun, am încercat pe alea să fac chestia asta, nu știu exact dacă cu Duster-ul, dar în mare parte am încercat cu anumite mașini. Uite, acum văd că iar îmi scad puțin FPS-urile, nu înțeleg de ce. Probabil e ceva din OBS și nu prea pot să-mi dau seama exact ce, dar bun. Pe aici probabil n-am cum să urc. Și da, deci o să mergem mai în față puțin. Și o să insistăm să urcăm, dar mi se pare că e un drum undeva. Sper să nu mai mi-apară, măcar să nu mai mi-apară ăsta în față, trenul iar. Atâta sper. Și nu cred că o să mai apară prea curând, zic și eu. E, uite, pe aici ar fi o încercare, o șansă să urcăm. Bun. E bine, primul test l-a trecut. Dar faza e că am văzut că, în general, mașinile cu tracțiune față în joc se descurcă mult mai bine. Tracțiunea spate e mai greu, adică o să urce până la un moment, dar și aici o să moară sau undeva mai sus puțin. Nu știu dacă o să reușească să urce. Momentan văd că n-am murit chiar de tot, dar o să moară puțin mai sus, o să vedeți că o să moară. Uite, ia să vedem că, uite, totuși nu o să moară. Acum o să dea din nou pe întâia, în blană. Și dacă urc, adică nu moare viteza acolo, e ok. Uite, iar o să o dea pe a doua, iar o să moară, o să trească, o dea pe a întâia din nou în blană. Dar nu știu ce, adică nu e chiar, nu e transmisie manuală să o țin eu, de exemplu, în blană între a întâia ca să fie ok. Dar cred că o să urce așa, uite, că totuși urcă. Încet, dar sigur. Mă, nu mă gândeam să urce, sincer. Deci chiar nu mă gândeam să urce. E, exact ce ziceam. Am lăudat prea mult. Uite cât de mult urcase și aici am murit pur și simplu. Uite cât se chiune să urce și nu. Te-am apăsat și frâna de mână, din potrivă, mai rău ea la vale. Deci uite cât încearcă să urce, să urce și pur și simplu nu am reușit. Nu am reușit să fac ceva care să... Na, pur și simplu avem eu, n-am luat pe chestia asta. În schimb, dacă am luat piciorul de pe accelerație, s-a dus târâși.
la propriu, nu mai ce. Dar îmi place foarte mult culoarea asta, îmi place extrem de mult culoarea cum arată și e super, super ok. Bun. Wow, ușor. Ușor că ne omori. Hai să mă duc aici pe drum undeva să-i facem așa o mică, nu știu cum să zic, priveliște de ansamblu. Uite, ceva de genul ăsta, cred că arată destul de bine. Să punem așa, nu știu, să vadă și munții în spate, cred că e super mișto. Ideea ar fi să mă dau jos. De fapt, vreau să nu se vadă kilometrajul, știi, dar cred că merge și așa. Ce ziceți, e mișto sau? Eu zic că e destul de mișto. Bun, ia să ne uităm și din spate. Eu zic că l-am tunat așa puțin cu jantele alea, cu tot, eu zic că e ce trebuie, na. Știu că se mai văd din când în când anumite bări negre sau anumite, nu știu, fragmente de culoare neagră, dar sunt de la moduri. Am văzut că după ce tunezi mașina în general, începe să-ți apară respectiva problemă. Este, dacă e să mă uit de aici din față, eu zic că arată destul de bine mașinuța. Zic și ok, e ok. Da, bun. Cam ăsta ar fi, sper că v-a plăcut și ne vedem în următoarele episoade. O să încerc pe cât posibil să mă urc ea pe un munte sau ceva, pentru că ar fi destul de frumos. Da. Salut!